Aventuri din istoria medicinei. Stomatologia, înainte de toate. Omul s-a luptat cu bolile de când se știe, deci nu e de mirare că primele forme ale medicinei sunt atestate încă din preistorie. Treptat, știința vindecării a început să fie transmisă și îmbogățită de la o generație la alta. Purtătorii acestui tip de cunoștințe erau adesea vracii sau șamanii. N-a trecut însă mult și au apărut și primele specializări, precum chirurgia. În jurul anului 5000 înainte de Hristos, a avut loc prima trepanație atestată istoric în Ensisheim, din Franța actuală. Tot în Franța, la Badiers-Billancourt, a avut loc, prin 4900 înainte de Hristos, și prima posibilă amputare. Dar cu mult înainte de toate astea, a apărut stomatologia. Durerile de dinți au chinuit pe oameni mai mult ca orice. Potrivit unui studiu, primele forme ale medicinei dentare au apărut încă de acum 130.000 de ani, când neandertalienii au început să folosească primele forme rudimentare ale instrumentelor stomatologice. Prima plombă, prima coroană, primul dentist. O dovadă străveche a stomatologiei provine din Italia. Este vorba de un dinte vechi de circa 13.000 de ani, care a fost afectat de o infecție și curățat parțial cu un instrument confecționat din silex. Prin anul 7.000 înainte de Hristos, dentiștii neolitici au ajuns și în Valea Indusului, unde s-au găsit dovezi că niște meșteșugari pricepuți își ajutau semenii cu probleme dentare, folosind ca instrumente un soi de burghe și corzi de arc. Din reconstituirea acestor forme primitive de stomatologie rezultă că ele erau destul de eficiente. În ceea ce privește prima plombă atestată de cercetători, ea a fost descoperită în Slovenia și datează de acum circa 6500 de ani. Prima punte dentară este în schimb mult mai nouă, ea a fost utilizată de etruscii prin 700 înainte de Hristos, iar primul dentist numit ca atare, mai marele dinților, a fost un anume Hesira, care se bucura în mileniul 3 înainte de Hristos de un înalt respect printre vechii egipteni. Viermele dentar. Problemele stomatologice i-au preocupat și pe vechii sumerieni. Un text antic descrie drept cauza cariilor un vierme dentar. Convingeri similare au fost descoperite și în India, Egipt, Japonia și China. Legenda viermelui a apărut, de altfel, chiar și în imnurile homerice. Mințile luminate ale antichității s-au străduit din greu să găsească soluții concrete pentru unele dintre cel mai des întâlnite probleme dentare. În papirusuri egiptene vechi de mii de ani, găsim rețete pentru combaterea durerilor de măsea, a infecțiilor și căderii dinților. Hipocrate, cel mai cunoscut medic al Greciei antice, și Aristotel, care se numără printre cei mai mari filozofi, au scris și ei despre problemele stomatologice, abordând aspecte precum erupția dentară, tratarea dinților stricați și a problemelor gingivale, extragerea dinților și folosirea unor sârme pentru stabilizarea maxilarelor care au suferit fracturi sau a dinților care sunt pe cale să cadă. Medicină și mage. Locuitorii Mesopotamiei, regiune din Orientul apropiat, situată între râiurile Tigru și Eufrat, nu făceau vreo distinție între mage și știință, așa că doctorii prescriau, alături de tratamentele medicale propriu-zise și incantații magice, care trebuiau recitate în vederea vindecării pacientului. Primele prescripții medicale au apărut în Sumer, cu peste 2000 de ani înainte de Hristos, de prin prima jumătate a mileniului al doilea. Au apărut și primele texte babiloniene pe teme medicale. Una dintre cele mai complexe scrieri de acest tip este tratatul medical scris de un anume Esagil Kinapli, savantul șef al unui rege care a domnit în intervalul 1069-1046 înainte de Hristos. Textul se baza pe un set de principii, între care și cel respectat și în zilele noastre, potrivit căruia, prin examinarea simptomelor unui pacient, pot fi determinate boala, cauza acesteia, evoluția ei viitoare, precum și șansele ca el să se facă bine. Vindecătorii exorciști mai respectați decât cei clasici. Lăsarea de sânge. În culturile semitice, principala autoritate medicală era un soi de vindecător exorcist, numit Ipu, care era deosebit de respectat în societate și ale cărui cunoștințe erau transmise din tată în fiu. În cazuri mai rare, pacienții apelau la vindecătorii numiți Asu, care se asemănau mai bine medicilor din zilele noastre.
ASU, care puteau fi la fel de bine femei sau bărbați, tratau simptomele fizice, utilizând pe post de remediunele ierburi, produse de origine animală și minerale, unguente, poțiuni, clisme și cataplasme. Ei bandajau totodată rănile și realizau chiar și unele intervenții chirurgicale mai simple. Vechii mesopotamieni practicau și medicina preventivă, luând măsuri pentru a împiedica răspândirea bolilor. Zei și bolile psihice. Doctorii nu se ocupau însă doar de suferințele trupești ale pacienților. Problemele psihice erau și ele bine cunoscute în Mesopotamia, unde se credea că erau provocate de zei, fiind imaginate ca niște mâini ale acestora puse asupra oamenilor. Mâna lui Iștar, mâna lui Shamash, mâna fantomei, etc. Descrierile acestor afecțiuni sunt însă atât de vagi, încât este aproape imposibil de spus căror boli psihice cunoscute astăzi le-ar putea corespunde. În ceea ce privește halucinațiile, datele pe care le avem sunt însă mai numeroase. Doctorii mesopotamieni le acordau o atenție specială, înrucât le atribuiau o semnificație spirituală. Halucinațiile erau interpretate și ca semne. Dacă unui pacient îi se năzărea că vede un câine, faptul era interpretat drept un semn că avea să moară. Dacă vedea în schimb o gazelă, el avea să-și revină. Probabil că atenția de care se bucurau bolile psihice avea de-a face și cu faptul că mulți dintre membrii familiei regale din Elam, o civilizație avându-și centrul pe teritoriul ocupat în zilele noastre de Iran, sufereau de nebunie. Disfuncțiile erectile erau și ele recunoscute ca fiind provocate de probleme de natură psihologică. Egiptenii, cei mai sănătoși dintre oameni. Vechii egipteni au dezvoltat o vastă și variată tradiție medicală. Istoricul grec Herodot îi descria pe egipteni drept cei mai sănătoși dintre toți oamenii, grație climatului în care trăiau și a sistemului de sănătate public de care beneficiau. Practica medicinei este atât de specializată la ei, încât fiecare medic vindecă o boală și atât, nota Herodot. Legenda spune că bazele medicinei egiptene ar fi fost puse pe la 2700 înainte de Hristos de Imhotep, considerat astăzi unul dintre primele genii ale lumii. În alt vizir al faraonului Dijoser, el era și arhitect regal, lui fiindu-i atribuită piramida în trepte de la Saqqara. Atât de respectat a fost Imhotep pentru cunoștințele pe care le-a lăsat moștenire poporului din care se trăgea, încât acesta, departe de al da uitării după moartea sa, l-a ridicat la rangul de zeu al medicinei, dar și al arhitecturii și matematicii. Cum își făceau egiptencele testele de sarcină? Atenția acordată de vechii egipteni problemelor medicale femeiești reiese și din așa numitul papirus ginecologic Kaun, datând de prin anul 1825 înainte de Hristos, și considerat cel mai vechi text medical din Egipt, cel mai vechi din lume fiind o tăbliță sumeriană datând din mileniul al III-lea înainte de Hristos. Printre temele abordate se numără, de exemplu, bolile ginecologice, fertilitatea, sarcina ori contracepția. Textul cuprinde în total 34 de secțiuni, fiecare tratând o anumită problemă și cuprinzând prezentarea diagnosticului și a tratamentului respectiv. Tratamentele descrise în străveiul papirus nu sunt chirurgicale, ci constau de regulă în înghițirea unor doctorii sau aplicarea lor pe locul afectat. În unele cazuri, sunt recomandate fumigațiile și masajul cu ulei. Ca metodă contraceptivă sunt amintite, între altele, fecalele de crocodil, sub ce formă nu știm, însă, cu exactitate. O altă metodă contraceptivă recomandată în străveiul papirus este să se toarne un pic de miere pe pântecul femeii, întinsă pe un strat de sare. Un alt papirus străvechi, așa numitul papirus Berlin, vorbește și de un test pe care îl puteau face femeile pentru a afla dacă vor purta sau nu în pântec un copil. Femeilor li se recomanda să pună în două pachetele grâu normal și grâu spelta și să le ude zilnic cu urina lor. Dacă grâul din ambele pachetele încolțea, însemna că femeia urma să devină mamă. Testul oferea indicii chiar și cu privire la sexul copilului, dacă încolțea grâul normal, acesta urma să fie băiat, iar dacă încolțea grâul spelta, ar fi fost fată. Însă dacă nu încolțea niciun bob de grâu din niciun pachetel, femeia nu avea să devină mamă. Vechile texte egiptene descriau și un test rapid de sarcină în care femeia trebuia să urineze de cu seară pe o anume plantă care trăiește în apropierea Nilului.
dacă până dimineața planta purta semne de arsură, se considera că femeia nu este gravidă, dacă rămânea neatinsă, se credea că femeia este însărcinată. De la păstoria anusului, la unii dintre cei mai pricepuți chirurgi ai antichității. Egiptenii împărțeau bolile în interioare și exterioare și credeau că ele puteau avea cauze naturale sau magice. Bolile cu cauze magice erau trimise de zei, demonii sau spirite ale celor morți, motiv pentru care terapia putea include invocări și rugăciuni. Atunci când se considera însă că boala are cauze naturale, ea era adesea pusă pe seama digestiei. Egiptenii credeau că dacă aceasta nu funcționează bine, poate produce tot felul de probleme de sănătate, precum blocarea intestinului, inflamații, supurații și înțepenire. Stările sufletești puteau afecta la rândul lor corpul. Supărarea și furia puteau de pildă să afecteze inima, în vreme ce o constipație putea declanșa stări de anxietate. Cel mai frecvent tratate boli erau cele oculare, fapt pe care cercetătorii îl pun pe seama numeroaselor insecte și furtuni de nisip cu care aveau de-a face egiptenii. De altfel, se crede că fardurile folosite de ei pentru a-și contura ochii erau menite nu doar să-i înfrumusețeze, ci și să joace un rol de prevenție a afecțiunilor oculare. Egiptenii erau, de asemenea, mari amatori de clisme. Ei foloseau totodată numeroase tratamente contraceptive, pentru stimularea fertilității ori pentru combaterea durerilor abdominale cu cauze femeiești. Mulți egipteni apelau la doctori și pentru tratarea unor răni sau a unor probleme mai complicate, care necesitau intervenții chirurgicale complexe, precum trepanațiile sau amputările. Cercetătorii au constatat că mulți pacienți supuși unor asemenea operații au mai trăit ani buni după aceea, fapt ce demonstrează că medicii chirurgi erau pricepuți în meseria lor. Medicina la vechii greci. Secretele templelor lui Asclepios. Ca și egiptenii, grecii au avut un zeu al medicinei, Asclepios, și în cinstea sa au fost ridicate peste 300 de temple, care slujeau, totodată, drept locuri de tratament și purtau numele de Asclepion. Tratamentul în aceste centre se concentra în mare măsură pe un stil de viață sănătos și pe nevoile spirituale ale pacienților și urma, în general, două mari etape. Prima era cea a purificării prin intermediul băilor și al unor diete stricte, asemănătoare detox-urilor atât de la modă în zilele noastre, care trebuiau urmate mai multe zile la rând. Interesant de precizat e că pacientul avea posibilitatea să-și purifice emoțiile și prin intermediul artei. Odată parcursă etapa purificării, pacientul apela la somnul în templu, după ce îi se inducea, probabil cu ajutorul unor halucinogene, o stare asemănătoare transei. El adormea în dormitorul special amenajat din cadrul Asclepionului, sperând să fie vizitat în vis de Asclepios însuși sau de unul dintre copiii săi cu puteri vindecătoare, ori măcar să aibă un vis deosebit, care să-i dezvăluie, fie și mai puțin direct, ce trebuie să facă pentru a-și recâștiga sănătatea. Când se trezea, el îi povestea visul unui preot al templului, care îl interpreta și îi prescria pe baza lui un tratament, recomandându-i în multe cazuri să meargă la băi sau la gimnaziu, un soi de echivalent antic al sălii de sport. Bolnavii mulțumesc pentru vindecări. Deși abordarea preoților care activau în temple a fost inclusă în categoria vindecării prin credință, ea și-a dovedit în multe rânduri eficiența. Mărturie în acest sens stau numeroasele mulțumiri scrise ale pacienților, care au descris în detaliu cum a decurs tratamentul care a condus la vindecarea lor. În renumitul Asclepion din Epidaurus, trei plăci masive de marmură consemnează în detaliu circa 70 de asemenea cazuri, precizând inclusiv numele pacienților. Acestea atestă că uneori aceștia erau supuși și unor intervenții chirurgicale, precum cele impuse de tratarea unor abcese abdominale sau de necesitatea înlăturării unui obiect străin care le pătrunsese în corp. Aceste operații, descrise în detalii deosebit de realiste, se desfășurau în timp ce pacientul se afla într-o stare de somn indus cu ajutorul unor substanțe de tipul opiului. Moștenirea lui Hipocrate, părintele medicinei. Templele dedicate lui Asclepios nu slujeau doar pe post de spitale arhaice, ci și ca școli de medicină, în care erau transmise mai departe atât cunoștințele medicale acumulate de cei care slujeau aici, cât și cele importate din Mesopotamia și Egipt.
Unul dintre cele mai cunoscute asemenea centre se afla în insula Kos, unde s-a născut Hipocrate, 460-370. Hr, care avea să fie numit părintele medicinei, grație inestimabilei sale contribuții în domeniu. Trăgându-se dintr-o familie de preoți, Hipocrate s-ar fi putut mulțumi să practice medicina așa cum era ea transmisă de tradiție. Dar încă de tânăr, el a refuzat să accepte ideea potrivit căreia bolile sunt cauzate de forțe supranaturale, el eliminând practic orice influență a religiei asupra științei medicale. Hipocrate a fost de pildă primul care n-a mai descris epilepsia drept o boală sacră trimisă de zei, ci ca pe o boală a creierului, transmisă ereditar. El s-a concentrat pe studiul anatomiei corpului uman și al sistemului nervos, devenind capabil să clasifice diferitele boli. Multe dintre principiile sale vizând punerea unui diagnostic, prescrierea unui tratament și prevenirea bolilor s-au păstrat în așa numitul Corpus Hippocrati, o colecție de aproximativ 60 de lucrări medicale antice. El a jucat și un important rol ca dascăl, fondând Școala Hipocratică de Medicină, care a revoluționat această disciplină, consacrând-o drept profesie de sine stătătoare. Tot de la Hipocrate și-a luat numele celebrul jurământ care cuprinde și azi îndatoririle morale ale unui medic în exercitarea profesiunii sale. Și tot el a aplicat în medicină teoria umorilor, adoptată ulterior și de romani și perpetuată în Europa până prin 1543, când a fost pentru prima dată serios contestată.